Este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm, să ne veselim în ea. Amin. Amin. O zi de sărbătoare, o zi de sărbătoare în două familii sau trei, am înțeles, trei familii speciale și o zi de sărbătoare în biserică. Mărit să fie Domnul. Cu această ocazie au venit și alți care au fost invitați, prieteni, vecini sau din altă parte, fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Amin. Am pentru dumneavoastră un mesaj special și aș vrea să intitulez Secretul Fericirii. Vreau să vă spun că cea mai frumoasă predică care s-a rostit vreodată pe planeta Terra a început cu acest cuvânt, ferice. În predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos, acum 2000 de ani, a rostit nouă fericire. Nu o să prezint aceste fericiri. Poate dacă aveați două candidați o să prezint și această fericire, dar o să prezint cele șapte fericiri în Apocalipsă. Sunt șapte candidați. O cifră desăvârșită. Țin minte, fratele Vali, mai fost cu mine în multe evanghelizări și de multe ori spuneam că cifra șapte. Chiar am fost la Oradea, la evanghelizare și am zis că au... N-am știut câți candidați au. Și am zis, urmează peste o săptămână să aveți botez. Și ne-am spus, am avut șase candidați și noi în urmă cu ceva timp și nu sunt mulțumit de cifra șase. Și am întrebat în biserică, cu două săptămâni înainte, nu-i niciun prieten care să-i placă cifra șapte? Și am scos lista, fără să fac chemare, zic, al șaptele candidați, unde? Și unul pe ultima bancă, Vasile, se ridică în picioare, parcă, bă, zice, îmi place cifra șapte, scrie-mă cu mine, cum plecam? Și plin de bucurie, am zis, Doamne, îți mulțumesc că avem șapte candidați. Pe mașină, copiii, în special fetele, tate, de ce te-ai oprit la cifra șapte? Erau foarte mulți prieteni, așa o cercetare în biserică. De ce? Nu-ți place 8? Ba da, 8 au fost salvați la potopul lui Noe. Numai 6 nu-mi place. Și mustrat de copii, duminica cealaltă, mai aveam o săptămână de la botez, zic, fraților, eu deschid din nou lista. Să scrie Domnul câți vrea. Minune. Știți cât am mai scris? Încă 7. 14 candidați. Mărit să fie Domnul. Am fost în Spania și în Valencia. Și iată 7 candidați. Și Domnul mi-a scoperit că mai sunt 7. Nu s-a protestat atunci, dar 7 s-au predat după aceea. Domnul să mai scoată unul. Mai de 7. Mărit să fie Domnul. Glorie Lui. Acum, să nu mă înțelegi greșit. Și dacă sunt 2, mari bucurie și pentru unul. Dar dacă sunt 7, haideți să mergem în Cuvântul lui Dumnezeu, în această carte frumoasă, să vedem unde se găsește adevărata fericire. Era într-o carte, Secretul Fericirii, și se spunea despre un fiu unui împărat. Era bolnav, au venit doctorii, au înțeles oameni sfeșnici, slujitori, apropiați a împăratului, nu i-au dat de leagă. Și un înțelept a zis așa, dacă va îmbrăca cămașa celui mai fericit om din imperiu, se va vindeca. Și împăratul cu putere, căutați-l! S-au dus și a văzut un om, era foarte bogat, castel, bogăție mare și bogat. Foarte fericit. Și era un chestionar. Nu vrei să fii al doilea după împăratul? Știți cum? Întotdeauna parcă e fericit, dar parcă vrea ceva mai mult. De aceea Eminescu spunea că fericirea e ca o minge. Când ajungi la ea, dai cu picior. Adică, ce fericit aș fi și am fost asat. Ce fericit aș fi să ajung la oraș. Când am ajuns la oraș, am pus mâna pe calorifer și era regimul de put, era gheață. Am zis, mă întorc înapoi la sat. Sau ce fericit aș fi să am mașină. Și când am avut mașină, am zis, trec înapoi la bicicletă, pentru că stătea la coadă, știți voi, în regimul de put. Știți, fericirea ca o minge. Când ajungi la ea, vei altceva. Și testul era, ești fericit, dar nu vrei ceva mai mult? Ba da, nu ești. S-au dus la altul, bogat. Ești fericit, foarte fericit, testul. Nu vrei ceva mai mult al doilea după împăratul? Ba, dar nu ești. Și oripe cine căuta să întrebe, care se părea că e fericit, testul îl cădea. Vroia ceva mai mult. Și într-o zi au trecut pe lângă un ciobănaș cu niște oi puțini acolo, ca la voi, poate pe vremurile aici, ca oameni simpli, și cânta la fluier. Și se opresc într-o doară. Omule, de ce cânti? Eu sunt fericit. Omule, și pune chestionarul așa. N-ai vrea să fii al doilea după împăratul? Ciobar, nu-mi trebuie împărăție. Eu sunt aici fericit cu Dumnezeu, laud pe Domnul. Nu-mi trebuie altceva. Omule, pe tine te căutăm. Uite de cazul împăratului și
a spus să ne dai grămașa, să ne ducem la împăratul, să se vindece. Și ciobanul desface sumanul, zice, îmi pare rău, n-am grămașa. Și pilda arată, nu constă fericirii doar în lucrurile efemere trecătoare după care ne zbatem. Nu. E cu totul altceva. Știți faptul că vă găsiți în această dimineață aici, în casa lui Dumnezeu, știți că sunteți fericiți? Și ce spune Biblia, în Psalmul 84? Ferici de cei ce sunt unde? În casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ce fericire să fii într-un loc unde poți să lauzi pe Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune, mai mult face o zi în curțile tale decât o mie. Ce frumos! Ce benefic este locul! În același timp, în Psalmul 73, omului Dumnezeu parcă se judecă cu Dumnezeu. Știți că de multe ori ne uităm, nu-i bine să te uiți la alții. Spune, mă uitam cu jind. De ce? Parcă se ceartă cu Dumnezeu, versetul 13. Degeaba mi-am curățit eu inima și parcă sunt lovit. Și mă uit la alții, parcă văd că sunt fericiți. Dar știți cum încheie Psalmul? Găsești adevărata fericirea. Cât pentru mine, fericirea mea este ce? Să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul îl fac locul meu de adăpost. Mărit să fie Domnul. Unde e adevărata fericire? Să te apropii de Dumnezeu. Cei care doriți să faceți un pas, Dumnezeu este acela care se lasă găsit. Acum, să știți, fericirea nu constă în lucrurile temere trecătoare. Țin minte, erau copii mici, bine că nu mă aud acum, că chiar dacă se registrează, erau copii mici, categorii, nu aveam putere financiară. Mă întreba, tati, ne duci în oraș? Da, vă duce, tati, cu o singură condiție, care? Nu-mi cereți nimic. Vă plimb pe tati până vă dor picioarele. Dar mă gândeam, dacă îmi permiteam, oare erau fericiți? Hai să stăm de vorbă câteva momente cu unul ca noi sau ca dumneavoastră, care nu ne permite. Ma, să știi, și dacă am avut o soră vecină lângă mine, știi ce s-a rugat? Doamne, dăm atâția bani cât eu știu să cheltui. Și știa să cheltuie. Nu îi dă Domnul așa ceva. Dar chiar dacă ai avea, crezi că ai fi fericit? Auziți ce spune un om care pe vremea lui argintul, aurul a ajuns la apogeu. Mi-am strâns bogăție. Vorba despre Solomon. În Eclesiastul și chiar îmi spune în capitolul 2, vă dați seama, am zis inimile mele, gustă fericirea, versetul 1. Și nu numai atât, știți ce spune? Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Vreau să vă întreb, oare a găsit adevărata fericire? Știți ce a zis? Totul este deșertăciune și goană după vânt. Și atunci, hai să mergem în această carte sfântă, în Apocalipsa, să vedem unde e adevărata fericire? Mărit să fie Domnul amin. În capitolul 1, cuvântul Domnului spune așa de frumos, în versetul 3. Auziți ce frumos prezintă cuvântul Domnului. Ferice de cine citește. Uite, deja care aveți Biblie la voi, deja sunteți fericiți. De ce? Puteți să citiți. Sau cred că s-a pus și zic, te uiți pe monitor și citești. Ferice de cine citește. Vreau să vă spun ceva și Domnul să vă ajute. Candidat. Adevărata fericire găsiți aici în cuvântul Domnului. Eu pot să spun ceva. Sunt două semne. Voi să faceți un legământ cu Dumnezeu. În acest legământ, oare nu la voia întâmplării, dacă îmbrăcați haine albe, știți ce simbolizează hainele albe? Sfințenia, neprigănirea. Dar mai ceva. Apostolul Pavel spune, v-am logodit. Voi, în acest sfânt legământ care intrați astăzi, deveniți mireasa lui Hristos. Ce frumos! Și acum, două semne foarte clare că îl iubiți pe Iisus Hristos, împăratul împăraților, și numai El, și noi toți, două semne că îl iubim. Știți ce? Citim scrisoarea de dragoste. Este cuvântul lui Dumnezeu și citim scrisoarea. Și al doilea lucru care se dă dovadă că îl iubim, veniți la întâlnire. Adică atunci când îi serviți divin, nu lipsiți. Să țineți minte, candidați, două lucruri importante. În fiecare zi să citiți scrisoarea de dragoste și doi, la orice serviciu divin, când Domnul și frații anunță, sau care anunță, atunci avem serviciu divin. Și atunci
Omul lui Dumnezeu, mireasa lui Hristos, unde vine? La întâlnire. Ce-ar fi să vorbești acum, țin minte când anii, acum 36 de ani, și eram în pasul acesta, să-i spun la soțiu, te vezi, ne întâlnim acolo, și ea vine, și se uită unde e Nicu Stoia. Și Nicu Stoia, cum eram atunci zugrav, era în păscare la zugrăvit. Ce-ar fi zis? Na, du-te la zugrăvit, că ne mai căsătorim. Vedeți? Știți că Domnul este Cel care... De ce spune Vechiul Testament și Dumnezeu pentru poporul Israel? Sângelos pentru voi. Oare nu este important și noi astăzi să iubim? Știți că e adevărata fericire. Această carte te va despărți de păcat. Sau păcatul te va despărți de această carte. Oamenii au scris cărți. Această carte face oameni. Este singura carte care schimbă, care transformă. Este puterea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, nu mi-e rușine de această carte, este ce? Puterea lui Dumnezeu. Domnul să vă ajute. Pentru tine, Psalmul 119. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Și mai ceva, versetul 11. Ce se întâmplă? Când cuvântul lui Dumnezeu rămâne în tine, tu ești viitor. Și Domnul să ne ajute. Pe lângă aceasta, vreau să vă dau și mai un secret tot despre cuvânt. Ieremia, în Cartea Sfântă, spune în capitolul 15, versetul 16. Când am primit Ieremia 15:16, când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Când am primit cuvintele tale, deci și acum fericirea spune așa, fericire cine citește și de cel ce ascultă. Și în Biblie, în special la Cartea Apocalipsa, se repetă de multe ori, cine are urechi, să asculte. Acum, nimeni, cred că nu e aici în biserică, să-mi spună, am avut un tânăr mai șmecher, vezi, frate, ce atâtea predici? Dar de ce? Știi de ce mi-a dat Dumnezeu mie două urechi? Am vrut să-i spun, dar am zis, te ascult, tinere, fiule, spune. Știi de ce atâtea predici? Nu o să predic lung, dar tot, cine știe când mă mai prind. Știi ce mi-a zis? Și zice, mi-a Dumnezeu două urechi, să intre predica pe aici și să-mi iasă repede pe dincolo. Mă, fiule, zice, n-am de gând să te jignesc. Înseamnă că la tine, între urechi, nu-i nimic. Dacă intră și iasă repede, înseamnă că între urechi nu-i nimic. Eu cred că aveți. Și auziți ce spune Ieremia? Când am primit cuvintele tale, de care le-am primit. Știți ce se întâmplă? Că ceea ce predica fratele Vali, la ora de rugăciune, auziți. Versetul 9 din capitolul 20, tot Ieremia spune, dacă zic, nu voi mai pomeni de el, adică de cine? Cuvântul care l-am primit în inima mea. Auziți? 20:9. Și auziți ce se întâmplă. Și dacă nu voi vorbi în numele lui, iată că în inima mea este ca un foc mistuitor, încins în oasele mele, ca o să-l opresc? Cine aprinde acest foc în noi? Domnul s-a pun acest foc. Și atunci se întreabă, dar de ce atunci când te întâlnești cu cineva, dacă pământește, nu? Să zicem, ai câștigat o mașină. O mașină, nu dau nume de mașină, că sunt multe, să nu fac reclamă acum. O mașină nouă-nouță, cu primul. Eu dacă aș avea, n-am venit cu vale, dar o mașină faină. Fără să mă întrebe, să știi ceva, am primit o mașină. Ce? Și spun. Dar crezi că îl interesează? Dar de ce cu primul cu care te întâlnești, măi, să știi, sau cine știe ce bucurie dacă ai primit ceva? Dar aș vrea ca să vă înțeleg, să înțelegeți ceva. Acestea bucurii că primești ceva sunt vremelnice. Sunt vremelnice. Există alte bucurii mult mai mari. Mult mai mari. Eu aș vrea ca Domnul să ne ajute. Noi nu putem să tăcem. De aceea mărturia voastră peste câteva momente va fi. Nu puteți să tăceți. L-am găsit pe Domnul! Aleluia. Și dar la botezul lui te întreabă, până când? Toată viața, vă spun, și în veșnicie, categorie. Nu puteți tăce, asta e mărturia voastră, Domnul să vă ajute. Și pe noi toți. Tarzi se întreabă, dar de ce pocăiții cu cine să întâlnești, nu poți să tacă? Acum nu să vin cu insistență ca martorul lui Jehova. Dar spuneți, eu dacă am găsit o comoară, oare nu se cade să spun și la alții? Era pe vremuri când se umblea goara după aur în America, în vestul sălbatic. Și doi au găsit într-un loc aurul. Au zis, nu spune-mi la nimeni.
ne ducem la cabană, că toți erau acolo cabană și erau spirați să caută. Ba pe un râu, ba mai caută pe un pește și au găsit aur mult, să nu spunem la nimeni nimic. Ne luăm bagajele și ne ducem. Și când dimineața, la ora 4, s-au trezit, s-au luat bagaje și încet din cabană să plece, când se uită toți după ei. Ce cu voi? Am știut că ați găsit aur. Dar de ce? S-a văzut pe fața voastră. Când ați intrat în cor, când s-a intrat aici în cabană, pe fața mea se radia lumină. De ce? Ați găsit aur! Și a zis, nu vă scăpăm, nici n-am dormit noaptea, v-am urmărit. Știți ce trebuie să vadă toți? Aurii vremelnic, când vom ajunge în cer, știți, o să fie jos. Străzi de? Deci nu e așa de aloră sau. Pe străzi de aur nu umbla, vă dați seama. Ce har! Glorie Domnului, nu? Străzi de aur! Dar ați găsit ceva mai valoros. Că așa i-a dat un bogătar Rockefeller când s-a întors la Domnul și o să întreba ce l-a determinat să te pocăiești? Zice, a cântat un negru o cântare. Și? Mai. Dar ce? Zice, expresia lui, fața lui era de lumină. Am bogăția, am tot ce îmi trebuie. Știi ce n-am? Ce are el? Asta n-am. Și s-a hotărât, îl numesc pe Domnul. Chiar eram în Chicago, acum nu văd cum vorbești, într-o biserică tot de negri, într-o biserică foarte mare, 1500, și chiar predicatorul, în timp ce predica din Efeseni, capitolul 1, binecuvântările în Hristos, adevărata fericire, și când am ajuns acolo, că moștenim fericirea, că în har, să ales să fii acela care să fii înfiat, și când am ajuns, e o moștenire veșnică. Și ei vorbesc, voi sunteți mai tăcuți așa, ei vorbesc, deschis în timp de una. Prietene, te văd de 5 ani, de 5 luni în biserică, știi că ai o moștenire, să lasă legea viitoare. Nu! Știi că dacă astăzi nu semnezi actul, pierzi moștenirea, ăla speria. Ce să fac? Apa e caldă. În viața mea n-am pus pe răsul. Ei tot timpul aveau apă în baptistier și predicatorul, păstorul principal predica și asistentul semna actul. De ce? Au vrut moștenirea. Vreau să auziți astăzi, există o moștenire. Domnul să vă binecuvânteze și nu ratați ocazia ca ce să faceți. Să ajungeți la a doua fericire, că nu-i ferice numai de cine citește, de cel care ascultă și de cel ce împlinește. Și chiar continuă în versetul 1, capitolul 1, versetul 3, dar ca să nu ne încurcăm, se repetă în capitolul 22, versetul 7, spune așa, eu vin curând, ferice de cel ce păzește, ferice de cel ce împlinește. Domnul să ne ajute. Voi știți ce faceți astăzi dacă împliniți cuvântul Domnului? Se spune despre un rabin, a trimis băiatul la Ierusalim, la școală. Și după un timp de școlarizare, vine acasă, spune, tată, m-am botezat. Cum? Ți-ai lăsat legea mozaică, legea noastră și te-ai botezat, te-ai urmat pe Domnul Iisus? Da, e scris. Supărat, rabinul se duce la rabinul șef. Zice, ce se întâmplă? Uite ce am pățit cu băiatul meu. L-am trimis la școală la Ierusalim și a venit botezat. S-a botezat. Ce se fac? Rabinul și-a pune capul jos, zice, și a meu l-am trimis la școală și s-a botezat și a meu. Atunci se merge la Ierusalim, la rabinul șef, să face reclamații, ce se întâmplă. S-au dus la rabinul șef, uite ce se întâmplă și băiatul lui și băiatul meu, l-am trimis aici la școală să citească, să cunoască legea mozaică, adică Vechiul Testament, cuvântul lui Dumnezeu, și s-a botezat în apă. Și rabinul șef de Ierusalim pune capul jos, îmi pare rău, și a meu s-a botezat. Atunci la cine să mergem? Atunci i-a spus către rabin, acum tu ai trecere, du-te la Dumnezeu și spune ce se întâmplă. Și rabinul șef, m-am dus și mi-a spus că și fiul său s-a botezat. Știi de ce Domnul Iisus a intrat în apă? Chiar Ioan Botezătorul a pus să oprească. Și a zis, lasă, nu am nevoie de botez. Dar ca să dau un model, Domnul Iisus s-a botezat pentru voi. Ca un model și pentru noi toți. De ce? Să împlinească ce este și a doua fericire. Voi sunteți cei mai fericiți astăzi. De ce? Împliniți ce e scris. Cine crede și se botează. Cel din Etiopia, a venit unul, ministru de finanțe, distanță mare, s-a dus la Ierusalim, a fost fericit că a ajuns să citească cea mai sfântă carte. Dar
N-a înțeles. Se întoarce spre drumul Damascului, pe drumul către Gaza, se întoarce și dezorientat, citește și nu înțelege. Dar dacă e un om sincer și smerit, Dumnezeu trimite solul său. Du-te, ajunge cară. E cineva care m-a căutat în Ierusalim, în cel mai sfânt loc. Nu m-a găsit. Citește cea mai sfântă carte. Nu înțelege. Du-te și te auzește. Și pentru că era smerit, vă dați seama unde sculți un om al lui Dumnezeu, aleargă, înțelegi ce citești. Citea cu voce tare. Și chiar că sunt alții care merg în anumite locuri, muzee, nu știu ce, dar se pună pe lângă alte cărți. Nu. Omul acesta, dacă a cumpărat cartea profetului Isaia, deja știți la ce capitol a ajuns. 53. Și nu-i distanță multă de la Ierusalim. Zice, nu înțeleg ce citești. Atunci, omul acesta e destene în cuvântul Domnului. I-a spus și despre botez, i-a spus despre Domnul Iisus Hristos, că nimeni altul nu este mântuit decât prin El. Și omul acesta zice, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Ce care sunteți aici, ce mă împiedică să fiți botezați? Ce mă împiedică? Domnul să vă ajute să deschizi o listă, să scrie așa, 1, 2, 3, și să vezi. Și eu, acum, la Florie m-am botez și am deschis lista, scriu și pe alții. Și unul de la balcon a zis, mă scriu pe listă. Amin. Acum să mai avem un botez. Deci avem doi, Domnul să ne ajute să ne dea 7, dacă nu știu pentru doi facem botez, când e curând. Dar, iași, de ce? Vor să încălească. Vă dau un caz. Lângă Caransebeș, o femeie, când era botez, la biserică, mergea, când era evanghelizare, mergea, dar a zis, nu mă pocăiesc să-mi rezolv problemele. Și când în timp căuta să le rezolve, ci că problemele s-au făcut mai mari. Chiar mi-a spus, acum vă spun situația, zice, am vrut să mărit fata și să fac nuntă. Când folosa căsătorit cu popa din sat, preotul ortodox, na, ai ginere, popa, mai pocăiești. Iar mă spunea, am vrut să fac o tare, dar am putut. Și când am văzut că deja am spus să ies la pensie și am ieșit la pensie cu sănătate și nu m-am pocăit, nu m-am botezat, a avut 63 de ani și a făcut așa o rugăciune. Doamne, văd că nu mă pot pocăi. Nu mă pot boteza. Dă-mi o boală, dar nu o boală ușoară să mă interneze în Caransebeș. Să mă duc la Timișoara, la Spitalul Județean, și acolo m-au zis că la Timișoara sunt mulți pocăiți. O să vină poate un păstor la mine în salon și vin acasă boteza. Și-o pregătit hainele de botez, s-a rugat Domnului, încă n-am auzit pe nimeni, voi v-ați rugat, așa de le-a dat în demn, să ne rugăm pentru bolnav, nu? Toți ne rugăm, Doamne, dăm sănătate. N-am auzit pe nimeni să zic, Doamne, dăm boală. Dar există un foc în noi. Când vezi că nu poți să împlinești cuvântul Domnului, așa ceva n-am auzit. Și repet, a venit boala. Familia, disperată, s-a dus cu salvarea la Caransebeș, când colo, e grav, o ducem la Județean, bucuroasă, i-am pung, aveam haine. Și ce să vedeți după 3 săptămâni, nu vă spun povești, am stat de vorbă cu această femeie. După 3 săptămâni de spitalizare, dimineața medicul îi spune, Doamne, te-ai făcut bine, mâine îți fac externarea. Necăjită. A coborât scările acolo pe hol, chiar în față la Județean, este niște chioșcuri, și își făcea cruce, se închina. Și o soră de la Smirna, de la noi, sora Olivia, trece pe lângă ea. Și cum vede că se închină și plângea și disperată, e așa, Doamne, vă pot ajuta cu ceva? Că a zis, nu. Dar sunt pocăită. Pe tine te aștept, măi, de 3 săptămâni. Unde ai fost? Zice, ai un păstor, da. Cheamă să mă boteze. Și sora Olivia a fost colonel de armată, așa mai prompt. Frate, păstor, sunt aici, la Spitalul Județean, pe hol. Vino repede că trebuie să botez pe cineva. Cum? Unde? Pe hol. Stai să găsesc un cadru. Cum? Și am vorbit cu cineva, cu fratele Bobănaș, că era abia blocul lângă Județean. În fine, am pregătit cadrul și ne-am întâlnit acolo mai mulți. N-am văzut-o niciodată în viață pe femeia aceasta decât atunci și am pus să văd. E aptă pentru botez. Să nu botezăm, să știți că dacă nu sunteți pocăiți, trebuie toată să te pocăiești, atunci ce să faci? Te botezi. Cine crede? Și am văzut cumva că dacă nu-i transformare, nu-i pocăință, știți ce iasă? Dintr-un păcătos uscat, după botez iasă ce? Un păcătos ud. Atât. Apa nu ne schimbă. Nu ne transformă, nu e miracol, nu, nu. Este mărturia unui cuget curat. Și o testez pe mine aceasta. În primul rând, e mărturie, zic.
Ai curajul, când mi-a spus că ginere popă, zic, ai curaj să spui la cei din casă că te-ai botezat? Te botezi acum, dar ai curajul. Da, ce, că e popă, nu, spun la toți. După care zic, tu trebuie să fii membru unei biserici, nu să te botezi să rămâi undeva într-un unghier, nimeni nu știe. Nu, tu trebuie să devii un membru. Adică, voi să știți, de astăzi veți deveni membru, e scris, numai că membru. E ca și cum, acum să vă dau exemplu, e o construcție la o casă. Și vine un vecin și vede o grămadă de cărămizi acolo. Multe când se construiește casă. Vecine, nu dai o cărămidă? Cum să nu? Ia asta de vrei. Și ia o cărămidă și scrie cum te cheamă mine? Cum? Nu, numele mine. Daniel. Și scrie pe cărămidă Daniel. Zice, vecine, îți mulțumesc, asta e cărămida mea. Și vine peste două săptămâni, o scris cu cariocă, tare să se vadă, și peste două săptămâni, când vine vecine, mai promis o cărămidă. Ia-o! Și când se uită în grămadă, nu o găsește, când o vede în zi. Daniel, uite, vecine, mai promis cărămida asta. Acum două săptămâni ți-aș fi dat-o, acum nu ți-o mai dau. De ce? Are valoare. De astăzi, voi intrați în zi. Și numai Daniel, și cum te cheamă? Roxana. Și dacă ai zis Roxana, sau pe tine, cum te cheamă? Continuare, dacă mă duc. De ce spune? Caut un om care să fie unde? O, n-aș vrea să fie spărtură aici, la Mila. Să rămâneți în zid! Aia să împliniți, să trăiți, să rămâneți acolo, aveți valoare! Că știți ce? Și alții fac pasul. S-a făcut invitat aici să nu fie nimeni ca și nu, Doamne, nu ne lăsa, nu. Se spune despre pictura celebră a Leonardo da Vinci, acum văd că ați făcut o biserică foarte frumoasă și poate se întreabă prietenii, bă, de ce n-ai pus tablouri aici? Hai să vă spun de ce nu punem tablouri. Chiar pictura aceasta celebră a Leonardo da Vinci, cine acea de faină, să știți, imaginația unui artist. Am citit despre această pictură, se spune că a rămas blocat la personajul principal, Domnul Iisus Hristos. Nu intru la botică și acolo a rămas, dar vă spun aici. Și a zis, am nevoie de o inspirație. S-a dus într-o biserică și cu un cor foarte mare, omul i-a ieșit în relief cu un cântar și cu o bucurie. Eu chiar am văzut aici, acum, Domnul să-mi binecuvânteze și alții, cum cred, în special, sora, cred că e soția ta. Când cânta fanfara, era plină de bucurie. Cântă și era fanfara. Dar eu am ieșit în relief. M-am dat seama, zic, poate soția păstorului numai decât. Așa cu bucurie privea, știți că și alții privesc, și alții sunt, cântă, dar eu te iubesc, Iisus. Nu, eu te iubesc, Iisus, din inimă. Știți, se vede pe fața ta. Și tânărul ai ieșit în relief, și tinere, nu vrei să vii să te pictezi? Cum, știu unde știu cine ești, cum să nu cunoască o talie artist mare. Și a venit, l-a pus acolo într-o poziție și vreo 4 ore a ținut. Și la final a zis, cum te cheamă să îți dau niște bani, că ai stat acolo nemișcat, Piero Bandinelli. Și a zis, pe cine ai pictat? Să nu te mândrești, zice, l-am pictat pe Domnul Iisus, la cine acea de care. E bucuros, mulțumesc. Și după vreo 4 ani, nu era mulțumit de cel mai negativ personaj din tablou, Iuda. Unul care l-a vândut pe Domnul Iisus. Și toți mă, cum îmi place, nu-mi place, cum l-am pictat? Și sigur că am nevoie iarăși de o inspirație. Și-a coborât la Roma sub un pod într-un unghier și vede un tânăr acolo distrus. Ăsta e bun, ăsta seamănă cu Iuda. Și tinere, n-ai vrea mâine să te pictezi. Poate ar mai să vii așa cum ești, nu te mai stic. Mai poți că ne-o chemat și s-o aranja. Nu, nu, vin așa cum ești. O venit, l-a pus într-o poziție, ăsta doar vreo 4-5 ore, l-a pictat pe Iuda. Și la final întreabă, cum te cheamă să-ți dau niște bani? Cum, nu mă cunoști? Nu. Chiar mai fost acum vreo 4 ani aici, tot pe scaunul ăsta. Și cum te cheamă? Piero Bandinelli. Și pictorul s-a petrecut. Dacă cu 4 ani înainte mi-a fost inspirație pentru cel mai sfânt dintre sfinți, Domnul Iisus Hristos, pentru că tânărul n-a rămas statornic, s-a apucat de alte lucruri, a devenit o ruină, l-a pictat pe cine? Cel mai negativ personaj din Biblie, pe Iuda. De ce? Nestatornicie. Eu n-aș vrea pentru cetate, pentru cei de aici, nu numai candidați, noi toți. Știți ce? Spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 15. Vă fac cunoscut Evanghelia pe care am primit-o, pe care
ați primit-o și în care ați rămas. Auziți? Și prin care sunteți mântuiți, dacă ce? Dacă o țineți. Domnul să ne ajute, ce să facem? Ca să fim fericiți, ce să facem? Să trăim adevărul. Amin. Mergem la treia fericire, mă duc ceva mai repede, 19 cu 9 Apocalipsa, spune așa, ferice de cei chemați la ospățul nunții Mielului. Așa de frumos cuvântul Domnului spune, ferice de cei chemați. Acum să vă spun, ce mi-e bucuros și mi-e fericit să fie chemat la ospăț? Acum, Domnul Iisus prezintă două pilde, pilda celor poftiți la cină și pilda nunții fiului de împărat, Matei capitolul 22, la versetul 1 la 14, prezintă pilda. Și acolo arată câteva chemări divine. Nu o să intru să tălmăcesc pilda. Prima chemare este pentru evrei, a doua pentru neamuri. Eu vă dau 5 categorii de oameni și numesc răspunsuri umane la o invitație divină. Adică veniți la nuntă, veniți la părtășie. Știți un secret? Acum vă spun la toți. Raiul începe de aici. Ca să te bucuri o veșnicie cu Dumnezeu în rai, trebuie să te obișnuiești de aici. Roman 14 cu 17 spune așa. Împărăția lui Dumnezeu nu este ce? Mâncare și băutură. Cum ar zis, ăsta-i raiul. Să mânci, să bei. Nu asta-i raiul. Este ce? Neprihănire, pace și bucurie Duhul Sfânt. Și de unde încep? De aici. Acum, voi, intrați în împărăție. Aleluia! Măriți să fie Domnul! Vă spun, Dumnezeu nu o să ducă un bețiv în rai. Chiele vreau ajunge acolo, nu vreau să beau. Adică, el ca să ajungă în rai, trebuie să se obișnuiască să facă lucrurile care se fac acolo. Că lui, el zice, alții fericiri, a avut un coleg, el zilnic era beat. Chiar se mira de multe ori colegi, mai nu știu. Tot timpul era beat, de multe ori. Căutam, venea cu motocicleta, îi spunea, măi Nicolae, dacă reușești să mă pui motocicletă, ajung acasă. Și zice, și când ajunge acasă, capăt, bătaie, iar capăt, iar m-am îmbătat, dar pe jos, n-ai, nu mă pot duce pe jos, pe motor. Zice, na, îl ajutam și chiar mă gândeam, dar de ce nu te lași, vezi că îți face rău, ajunge acasă, scandal, nu mă pot lăsa de, când ai văzut, nici nu știu, cum, de unde iar o vin cu băutul, nu știu unde, iar să mă văd. Și am spus, vreau să mă las și nu pot. Știți că e o patimă. Am dat exemplu băutura, dar pot să vă spun tot un caz din acesta. Era șoferul, l-a dat afară, cunosc cazul și a ajuns o ruină. Și sunt alții care sunt simpatici. Asta, colegul meu de lucru era mai simpatic. Sunt alții care sunt agresivi, fa scandal. Am cunoscut unul când mergea acasă, scandal, bătea copiii. Dezastru, soția trebuia să fugă, iară vine tate și iară e beat. Tot timpul mergea acasă beat. Și când au văzut că e o ruină, au pus să se sinucidă, s-a dus și a pus să știa unde trece trenul și a pus să treacă un canal și să ducă pe linie să se pună. Și niște credincioși într-o sâmbătă seara când au venit la rugăciune, l-au cunoscut. Era acolo, în baltă, distrus. Măi, ce-i cu tine, vecine? Lasă-mă! Și l-au luat, l-au dus acasă, l-au spălat, i-au de mâncare, i-au schimbat și dimineața, hai cu noi la biserică. La biserică Domnul vorbește într-un mod special că se pocăiește. Sunt rășe pentru Domnul. Schimbat în haine noi, nu a avut de la haine, se duce acasă. Și vă dați seama, pleca de vineri și ajunge duminică la prânz, când se îndreaptă spre casă, copiii erau pe afară, au fugit în untru și au zis, mami, vine tate acasă, nu știu, poate îmbrăca, nu știu cum. Și a avut să fugă. Și el cu ochii lacrimi spune, copiii, nu mai fugiți, de ce? Sunt un om nou. S-au speriat. Și soția era afară. Ce? Azi m-am întâlnit cu Dumnezeu. Mi-a schimbat viața. Vedeți? Asta e chemarea Dumnezeu. Dumnezeu cheamă și ce face? Transformă. Hai să vedem, dar oare la această chemare, cum răspundem? Și vă dau scurt telegrafic. Sunt unii care spun, noi nu vrem. Știți că Dumnezeu nu te obligă? Mai sunt candidați care putea să se boteze? Mai sunt. Știi ce-o zis? Nu vrem. Noi nu vrem. Îi poate prea de vreme. Am avut iar un profesor de matematică. Vă dau exemplu aici pentru prieteni, nu spun povești, lângă Smirna. O profesoră, știi ce a zis? Bă, nu vreau să mă pocăiesc acum. Las, cam vreme. Și tot amânat. Cam asta face vrăjmașul. Am vreme, mă pocăiesc. Când colo vine cazul, cancerul,
Chiar m-a sunat într-o joi, m-am dus să mă rog pentru ea să fac ungerea. Stând de vorbă cu ea, a zis, Doamne, dar cum nu vreți să vă încheiați legământ cu Domnul? Că noi duminică avem botez la Smirna. Așa de bine ar fi să faceți pasul acesta. Și zice, mi-am pregătit hainele. Bun. Am vorbit cu ea să văd dacă cunoaște cuvântul Domnului, că fac ce-mi catecheze înainte de botez. Cunoștea tot, cum ar trebui să împlinească. M-am uitat la ceas, era cam târziu, 4 pe ceva, și când să plec și am pus mâna pe mânerul de ușă, poate vă spune, stai! Îmi garantez că că trăiesc până duminică să mă contenez? Și înapoi m-am speriat. Dar cum vă simțiți? Câte citostatice ați făcut? 2. Am pus ora Silvia, 16 a făcut. Sunt oameni care le cap unghiile, părul, te macină cancerul, faci multe citostatice, te distruge, te... Iancă era pe picioare, era bine. Dar de ce? Când ai pus mâna pe mâner la ușă, ani de zile am tot amânat. Și o voce parcă mi-a spus, nu mai amâna nici o secundă. De ce nu botez acum? Poate botez, gata, ce să mai... Am chemat ceva surori, că era la loc, până în Smirna. Am chemat ceva surori, am dat o cântare, am făcut un cadru acolo de biserică, am pus apă în cadă, am botezat-o, chiar m-am uitat la ceas. 4:15. Bucuros, mi-am dus la biserică, încă în viața mea n-a trăit cineva așa de puțin după botez. Știi cât a trăit? 2:05. La 6:20. Chiar mi-am spus că trebuie surpă, rămâneți cu ea acum. E bucurie, s-a botezat, rămâneți cu ea. Că a venit, nu știam. Plecam tot și rămânea singură în apartament. Și au rămas, zic, rămâneți, lasă că mergem la biserică, rămâneți cu ea, o îmbărbătați, o ajutați, o altă. Și când colo mi-a scris, 6:20 am murit. Eu nu vă înfrig. De ce spune? Astăzi este ziua? Cercetării, ziua mea. Cum răspunzi la această chemare? Vino la împărăție! Vino în rai! Vreau să vă spun, toți din Ghilad au loc în rai. Toți. Și din Timișoara și din Franța. Știți că iadul a fost făcut pentru diavol, nu pentru om? Nu. Dumnezeu face chemare. Veniți la rai, veniți la împărăție. Cum răspunzi? Primii spun, noi nu vrem. Îi lăsăm că nu au venit. Alții nu spun, noi nu vrem. Nouă nu ne pasă. Avem problemele noastre. Avem probleme și spune așa. Mi-am cumpărat o pereche de boi, mă duc să încep. Adică, pentru timpul nostru ce faci? Am cumpărat o mașină, mă duc să o văd. Cine cumpără mașină fără să o vadă? Pars, scuze care acuză. Mi-am cumpărat un ogor, mă duc să-l văd. Nu, greșit. Scuze, alții m-am căsătorit. Cine nu merge la nuntă decât cei care sunt proaspeți căsătoriți, nu? Cam aia mea la nuntă. Dar vedeți, oamenii se scuză. Nu spun noi nu vrem, nouă nu ne pasă, avem probleme noastre. Știți că Dumnezeu te lasă? Nu te obligă. Îți pun în față binele și rău, alege. Și ce alege omul? Rău. Chiar vreau să vă spun, cei mai mulți, să nimeni să nu spună ca așa, ca și aici, și aici cum spun alții, băi, unde merg cei mulți, merg și eu. Știți unde merg cei mulți? La vizionare. Și câți sunt care merg eu care îngustă și duce la țeața veșnică? Puțin. Doamne, ajută-ne să fim printre cei puțin. Și să ajungem în rai. Alții nu spun că nouă nu ne pasă. Știi ce zic? Noi suntem aceia care ne opunem. Nu numai de la Nero până la Diocletian, 10 varuri de prigoană, în cursul istoriei, au fost oameni care s-au opus împărăției. Oameni prigonitori. Cunosc. Tatăl meu a fost un prigonitor. Să știți. Tatăl meu a fost un prigonitor. Și cât sunt alții care prigonesc? Sunt soții de ale noastre, care... Nu pot să fac pasul. Nu pot, soțul meu este așa. Au avut caz la Smirna, dacă mi-e ține cuvinte, un tată a strigat către tică, în viața mea a intrat în apă și a strigat tare de tot și povestea să vorbim din bani. Pregătită să botez. Nu, e singura mea tată. S-a potrivit. Și ieși afară, nu avem ce să facem. Alții spuneau să botez. Nu am trecut peste, era încă, n-aveam de 18 ani. Nu-i frumos? Totul este foarte bine. Chiar sunt cazuri, am auzit un caz când o tânără studentă, și nu am avut un tânăr student și o zic, dacă te pocăiești, stai bursa, nu te mai sponsorizezi. I-a purtat Dumnezeu de grijă, acum el are grijă de părinți. Dar vă dau un caz când o tânără l-a urmat pe Domnul, scrie ceva în Biblie. Cine va despărți pe noi de ce? De dragostea. Dacă există dragoste tinerilor care sunt nimeni vă poate despărți de dragoste. Domnul să pune dragoste în voi. Și tânăra aceasta a venit la catecheză să se pregătească
Și chiar mai urma o săptămână până la botez. Și atunci erau mulți candidați și păstorul era de la demisol și păstorul zice, acum unul dintre candidați să se roage Domnului. Și tânăra aceasta care era prigonită singură la părinți, amândoi părinți deosebiți, intelectuali, care toți au opus. Și a mulțumește Domnul, Doamne, îți mulțumesc că am ajuns să cunosc pasul acesta, să încheie legământ cu Tine. Dar, Doamne, chiar dacă tatăl meu nu înțelege, m-a bătut când am venit acum, dar nu știa să se roage, a spus și-a avut pe inimă. Chiar dacă m-a bătut, mi-a dat ultimii bănuți ca nu cumva să mă duc cu tramvaiul, să pot să vin pe jos. Am venit pe jos, dar Doamne, îl iubesc. Sunt persecutată, dar Doamne, eu iubesc și părinții. Și s-a rugat cum aș știa. Și când se iasă, tinerii au ieșit, s-au dus în biserică, la ușă era un bărbat. Și tinerii au primit o hârtie ca să completeze pentru foaie de botez. Și când bărbatul acela zice, dă-mi și mie o hârtie din aia. Dar de cine ești? Am vrut să fac scandal. Eu sunt tata lui fata aia care s-a rugat. Și am vrut să-ți interzic să o botez și am vrut să fac scandal. Și-a zis, n-am știut că am un înger acasă. De felul cum s-a rugat, mi-a topit inima. Vreau să-i fac o surpriză. Ce? Să fiu și eu înapoi cu ea. Să fiu înapoi cu ea. Vedeți? Sunt și alții care se opun. Și Dumnezeu știe ce face? Îi transformă în ultima clipă. Ăsta e Dumnezeul nostru. Aleluia! Domnul să schimbe. Nu știu pentru cine a scăpat, te-ai împotrivit. Te împotrivești de ce? Că nu înțelegi. Domnul să se descopere și ție. Credeți că Saul n-a fost un prigonitor? Zis, cum mă duc pe drumul Damascului să prigonesc? Cine sunt creștinii? Și cineva iasă în cale. Saule, Saule! Și pune două întrebări. Cine ești? Și ce vrei să fac? Știți ce a devenit Saul acesta? Apostolul Pavel. Cel mai mare dintre apostoli. Omul care a slujit cel mai mult. De ce? Chiar dacă a fost un prigonitor, cineva a ieșit în cale. Eu aș vrea ca Domnul să mai iasă în cale. Amin. Amin. Deci, noi nu vrem, nouă nu ne pasă, noi ne opunem. Dar sunt alții care spune, mă pocăiesc, dar cum vreau eu? Era obiceiul pentru că cei invitați n-au fost vremnici, n-au vrut să vină și s-a dus la răspândit de drumul. Bun, și noi, așa cum au fost. Și dacă e nuntă de împărat, împăratul a zis, nu, care stau aici la mine la masă, tot să treacă printr-o anticameră și să iei o haină nouă. Avea posibilitate, era bogat împăratul, tot să-și iei haină frumoasă de nuntă. Dar nu mă gândeam că era mai înstărit financiar, măi, așa, îți desculți, au haine rupte, eu sunt bun. N-am spart casa la nimeni, nu mai mă duc prin anticameră. Și s-a dus așa cum era el. Și când vine împăratul să-și vadă invitație, îl vede pe acesta fără haine de nuntă, știi ce zice? Prietene. Oare la băiatul dar îi spune prietene? Nu. Prietene, cum ai intrat aici fără ce? Ce a spus? Nu a spus nimic, că știa ce trebuie să facă. Adică știa că trebuie să împlinească și n-am primit. A amuțit și l-a scos afară. Iar vrea ca Domnul să nu scoată pe nimeni afară. Și ce să faceți? Cum este scris? Cum? Cu haine de nuntă. Și am trecut la cealaltă fericire. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții. Și ce să facă? Să intre pe porți în cetate. Adică ce? A cincea categorie. Nu spun cum vrem noi, cum spui Tu, cum, Doamne? Intrăm pe ușă și ce facem? Haine de nuntă, haine de sărbătoare. Domnul să vă întărească și să vă trați haina curată până vine Domnul. Aleluia! Domnul este același și chiar dacă vă găsim vremuri, nu știu poate dacă ați auzit mărturia, am auzit-o și în alte cazuri, în religia islamică, cine se convertește, plătește cu viața. Și a fost o tânără, de 19 ani, era rar. Și n-a vrut să lasă de Domnul Iisus. A încheiat legământ cu Domnul, ar putea să urmeze. Părinții au zis, nu, dar ne-ai făcut de rușine, va trebui să te ucidem. Nu mă las. Și atunci tatăl a zis, a luat un scaun electric, a zis, o să, prin mâna mea, eu te omor. Și nu-ți povești, sunt date, au pus această tânără în stare. Electric, au ridicat tensiunea și moare. Iritat tatăl, tensiune mai mare, nu muri. A treia oară, mai mare tensiune la maxim, nu muri. Și când au zis, cred că nu pot să te omor cu mâinile mele, să te omoare cetatea. Și în obiceiul lor, dacă o tânără umblă dezbrăcată pe stradă, este omorâtă cu pietre. Și au zis,
Dezbracă-te și ieși afară, nu mai ieși ca noastră. Să meargă să te ucidă, dacă nu pot eu să te ucid, să te ucidă ce trebuie. Și a scos-o afară din casă. Când a ieșit afară în stradă, s-a gândit unde să alerge, unde să se ducă. Zicea, avem un unghi, am un unghi, dar era în capul celălalt de cetate. Nu-i nimic, alerg până la el să scapă-te cu viață. Și a alergat în campul. Și când a ajuns, mult, o distanță foarte mare, și când a ajuns în față la unchiul său și sună când a venit acela în lemnit. Ce cu tine? Și a spus, uite, tatăl a vrut să mă omoare. Și, dar cum te nu? Am văzut că se uită toți la mine, dar nimeni nu a luat o piatră. Și chiar lângă el era o piață, că a zis, tinere, n-ați văzut aici o fată dezbrăcată? Că v-ați uitat, cum de n-ați luat piatră? Am văzut o fată, o tânără, dar nu era dezbrăcată. Cum? Avea o roche de mireasă extraordinară și nu a ieșit în relief. Cum? Cine această mireasă? Unde aleargă? Speriat, s-a dus mai încolo și a zis, ați văzut o fată dezbrăcată care fugea? Da, dar n-a fost dezbrăcată. Și iarăși cu aceeași mărturie, nu spovești. Domnul i-a dat o haină albă. Nici ea n-a văzut-o. N-a văzut-o nici cu unchiul său. Și a zis atunci, a dus înapoi în casă și l-a sunat pe frate său. Tu ai vrut să omori un înger. Dumnezeu ei i-a dat o haină strălucitoare. E un înger! Și s-a convertit și familia lui, și familia unchiul său. S-a convertit toți. De ce? Că Domnul știe să dea haine albe. Parcă Domnul să voi să primiți o haină albă, haina aceasta care ați îmbrăcat ca un simbol, dar Domnul să vă dea o haină strălucitoare și să nu o pătați niciodată. Cine sunt aceștia care vin îmbrăcați în haine? Scrie în Apocalipsa. Domnul să ne ajute să ne păstrăm haina curată. Domnul să ne întărească. Păstrați-vă haina curată. Dar acum, a cincea fericire, ce se întâmplă cu cei care își mudăresc haina? Poate acum mă întreb pe cei care sunt despăcuiți. Știți că sunt două categorii de creștini în vremurile din urmă. Filadelfia și Laodicea. Filadelfia, ai păzit cuvântul? Domnul să ne ajute. Dar ce zice Laodicea? Sunt bogată, nu duc lipsă de nimic. Și ce descoperă Domnul? Nu știi că ești nenorocit, ticălos, cum? Sărat, orb și? Ți-ai pierdut haina. N-aș vrea nimeni să-și piardă haina. Domnul să ne întărească, Domnul să ne binecuvânteze, să ne păstrăm haina curată până va veni El, Dumnezeu să ne binecuvânteze, să păstrăm haina curată, să căutăm să ne apropiem de Dumnezeu mai mult, Dumnezeu să ne ajute. Vine Hristos Domnul, trăim vremurile, eu vin curând, spune. Aici, la această fericire, nu mai spune în 16 cu 15, auziți? Nu mai spune că eu vin curând, eu vin ca un hoț. Nu la voia întâmplării, nu intră acum în taine apocaliptice. Cuvântul Domnului spune, și ascultați-mă, pentru cei care îl cunosc, nu vine ca un hoț, cei care trăiesc viața, nu, numai pentru alții, iar pentru ei vine ca un hoț. Pentru noi, El este Cel care, Domnul să ne ajute să-L așteptăm cu drag. Vine Iisus. Celălalt de fericit, Doamne, îmi puntez, spune aici cuvântul Domnului, Apocalipsa 14 cu 13, ferice de morții care mor în Domnul. Domnul să vă ajute cei care ați încheiat legământul Domnului, să rămâneți în Domnul până la final. Și 20 cu 6, ferice de cei ce au parte de întâia înviere. Așteptăm să vină Domnul și să avem parte de întâia înviere. Dar care e așteptarea ta? Care e cea mai mare așteptare? Trei vremuri din urmă. La noi, la Smirna, avem o familie de ucraineni. 8 în familie, 6 copii și... De multe ori, bărbatul acesta se roagă în spatele meu. Așa se roagă, tot timpul plânge. Și îi dau dreptate. Cu ce sunt mai bun eu decât un ucrainean? Familie mare, casă bună, a lăsat totul, s-a plecat. A reușit să plece, că alții n-au avut, am fost cu niște cântăreți în Ucraina, din frații Sidor, doi au plecat, unul a rămas acolo în luptă, nu știu dacă mai trăiește. Cu ce suntem mai buni decât ucrainean? Eu aș vrea să vă spun, trăim vremuri din urmă. Ce bine că vremuri din urmă. Eu vin curând. Vine Domnul! Ce trebuie să faci? Pregătește-te! Te întâlnești cu Dumnezeul tău. Și vreau să închei. O familie de misionar, acum a ajuns la 92 de ani, fiul o întreabă, mama, ai făcut primul, ai misionar, da. Și el e misionar acum, fiul său. Mama, vreau să te întreb ceva, care a fost cea mai frumoasă zi din viața ta? Și copiii, multe zile frumoase, ziua când voi v-ați născut, când ați încheiat legământ cu Domnul, ziua când v-ați căsătorit și multe zile, dar am o zi specială. E vorba din America, exemplu acesta.
zice, a început războiul de independență. Și toți trebuia să meargă pe front. Și tatăl vostru a plecat pe front, soțul meu. Dar ca un om credincios a făcut o jurință și a făcut o promisiune. Și mi-a dat un îndemn. Orice veste vei primi să nu o crezi. Eu cred că Domnul m-a ajutat să mă întorc înapoi acasă cu bine. Indiferent ce veste, să nu o crezi. Și a început războiul. Și în război ce se întâmplă? Primiți la Ucraina. Moarte. Și războiul. Și atunci, chiar dacă era atunci cu săbii, dar tot se moare. Și după o perioadă de timp, o vecină, telegramă, soțul tău a murit. Haine negre, steag de dor, tragedie. După iar o perioadă de timp, altă vecină, telegramă, soțul tău a murit. Așa mi se strângea inima. Și după 2 ani de zile am primit și eu o telegramă, soțul tău a murit. Așa eram de distrusă. Am luat telegramă, am frânt-o și am aruncat-o jos. Nu cred! Nu cred! A promis că bine, a promis că bine! Mamă, țin minte. Știți care a fost cea mai fericită zi? 2 săptămâni în fiecare dimineață credeam în zare. Vă sculam de vreme și ziceam, unde? Că a promis că bine. Și tot m-am uitat și nu bine, nu bine. Știu, mamă, că de multe ori te-am băgat înăuntru și am spus, mamă, acceptă realitatea. Nu, a promis că bine! Copii, știi care a fost cea mai frumoasă zi din viața mea? După 2 săptămâni a fost o telegramă falsă. În lanul de grâu am văzut un bărbat șopătând. Era rănit, dar n-a murit. Și când l-am văzut, l-am cunoscut. Am alergat și ne-am îmbrățișat în lanul de grâu. A fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Iubiți credincioși, vine Iisus, eu vin curând. Nu într-un lan de grâu ne vom întâlni pe norii cerului. Și vom fi pururea cu El. Ce zi fericită! Este cea mai fericită! Adică ce? Fericire urmată de fericiri veșnice. Doamne ajută-ne! Amin!